Salut! Salut! Margareta, ce faci? Mă duc la magazin. Te duci la magazin? Vrei să te înnoiești? Da. Și ce vrei să-ți cumperi? Niște haine frumoase. Știi că vreau și eu niște pantofi mai noi, că m-am săturat de aceștia rozi. Ce zici, mergem împreună? Desigur. Dar hai să o chemăm și pe Tatiana. Tatiana, mergi cu noi la shopping? Da, desigur. Da? Bine, hai să mergem. Bună ziua. Bună ziua. Aveți niște haine sau pantofi? Avem un dulap portabil plin cu hăinuțe și cu accesorii pe care le puteți lua acasă. Vreți să vă arăt? Da, țineți-vă! Așa! Țineți-vă bine! Ta-da! Wow! Cât de drăguț! Da. Așa, deci, da, să vă explic. E un dulap portabil și aici interior sunt hăinuțe și accesorii, sunt 15, mai mult de 15 lucruri pentru păpușelele Barbie Fashionista. Wow! Ia, priviți aici colecția de păpuși și probabil că sunt și accesoriile fiecăruia. Ce ziceți? Vi-l deschid să-l vedeți? Desigur! Ok, așteptați-vă acolo să vă odihniți, să nu vă obosiți piciorușile, iar eu o să vi-l prezint dulapiorul ca să știți cum să-l folosiți, bine? Da! Așa, deci, despachetăm! Da! Scoate mai întâi, cred eu, prima dată îl deschid și eu, avem un produs nou încă, adus la noi și trebuie să ne gândim cum să-l deschidem. Deci, scoatem cred că de aici, sau cum, sau nu știu cum. Așa, cred că o să rupem, mă gândesc eu, nu? Da. Nu vă supărați dacă strupem ambalajul. Așa, și așa, rupem. Oh, ați văzut? De acum se deschid. Se deschid o rapă. Și aici este, mulțumesc. Oh, ia, priviți. Așa, și scoatem această parte și scoatem și aceasta am tăpărit eu. Încercăm să scoatem cumva. Este bun. Este, trebuie să deschidem. Vai, de mine. Asistenta mea mai bine știe. Dacă trebuie să scoatem aceasta, că scoatem întâi. Totuși, deschidem, da? Da. Deci, haide, deschidem, scoatem și deschidem. Și o să iasă și cartonașul nostru. Reușim. Așa. Și am eliberat. Vai, ce drăguț. Hai să vedem. Aici avem așa o chestie. Pentru ce? Pentru că acolo se pune. Aici punem omerașii. Da, ceva. Punem omerașii. Aici tot punem ceva din hăinuțe pe la casă. Aici așa. Acum și vedem totul. Așa, aici avem pentru tot, pentru încălțăminte. Și haine. Pentru rochi, aici pentru fulare, văd că este loc, da? Așa, și aici avem încă pentru accesorii și încă încălțăminte. Deci, scoatem. Așa, scoatem pe rând. Scoatem și trebuie să le aranjăm pe rafturile noastre, da? Da. Așa, avem rafturile. Așa, punem aici și hai să le aranjăm pe toate, da? Ce avem aici? O pereche de pantofi roz, foarte frumoși. O să vi le schimbați pe cele care voi aveți de acum. Da? Mai departe, avem o pereche de pantofi albi cu platformă. Iată așa. Ce mai avem de încălțăminte? Mai avem o pereche de cizmulițe negre. Ia priviți cât de frumoase! Și a doua pereche, așa, a doua, adică încălțăminte, așa. Mai avem niște coriere frumoase. Da, foarte frumoase și avem încă și gentuțe. Aurie și un albastru. Așa, din mână, așa, este. Frumos! Mai departe, avem rochițe. Două rochițe, una. Care vin pe umeraș, ați văzut? Da. Vin pe umeraș. Hai să scoatem acest. Cum le scoatem? Trebuie să tăiați, avem nevoie de foarfece.
Așa. Op. Și hop. Și hop. Bravo. Și iată-le și rochițele și umerașii. Un umeraș, doi umerași, trei umerași, patru umerași avem și noi. Și cinci, șase umerași. Rochițele acum sunt pe... Trebuie să scoatem de aici și ea. Vezi că e agățat. Așa. Așa. Și așa. Asta nu o tăiem la rochița. Bine? Bine, bine, bine. Așa. Este. Și aici. Este. Și avem două rochițe pe umeraș aranjate. Vezi? Da. Așa se aranjează. Asta înseamnă că la Ana. Da? Și aceasta două, mai scurtă. Iată așa. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de acum accesorii, da? Da. Și atât. Și de acum aveți loc și pentru hăinuțele voastre unde să le aranjați. Când o să schimbați rochițele acestea, să le puneți pe a voastre la loc aici. Iată așa. Așa se pune, da? O rochiță. Hai, pune tu pe a doua rochiță. Opa! Aranjăm aici încălțămintea. Da? Punem aici încălțămintea, așa? Da? Da. Și unde punem colierele? Colierele le pun cel mai sus, că aici. Așa, corect. Foarte bine. Și cheduțele tot mai sus. Și arun aici. Sau putem e ca așa să facem. De, să aici, aici. Acolo vrei să le pui? Bine. Și eu să-mi mai pun încoace în pareche de pantofi, da. Și a doua pareche tu poți să pui unde vrei tu, bine? Da, eu că eu le pun aici. A doua poți să pun aici. Așa, bine. Și de acum punem la loc umerașii, pune la loc. Da, ce să înțeleg să-mi ce dacă facem așa. Se agață așa. Uite, se întărește. Și aici mai punem ceva. Agățăm mai multe. Da. Vai, ce bravo ești, iubita. Așa agățăm hăinuțele. Da? Da, dacă nu ajunge loc. Așa, deci vă place dulăpiorul cu hăinuțe noi, dragile noastre? Da, foarte mult. Așa, eu vreau de acum să aprobez o rochiță și o pereche de pantofi. Acei roz, îmi plac foarte, foarte mult. Și eu vreau cei negri. Ok, atunci ne îmbrăcăm, îmbărcăm și la alte hăinuțe, iar ale voastre o să le puneți pe umeraș. Okay. Bine? Sunteți gata să ne vedeți pe noi? 3, 4, ta-da! Frumoase suntem! Eu am o rochiță roz, am un colier nou aici și am o poșețică gri. Iar pe picioare am o pereche de pantofi noi roz. Sunt foarte, foarte drăguți. Deci rochița mea să o pun aici în dulapul meu nou, pentru că eu acest dulap îl vreau. Dar eu sunt într-o rochiță albastră și neagră și pantofi așa negri frumos și o gentuță albastră am. Și coliera e acolo la gât, așa? Da. Vai, cât de frumoasă ești! Îmi place foarte, foarte mult acest dulap și noul meu look! Deci, dragii noștri, sperăm foarte mult că vouă v-a fost interesant alături de noi. Noi astăzi cu Jasmina ne-am jucat cu papucele Barbie Fashionistas, da, și am deschis și un dulap Barbie Fashionistas cu accesorii pentru păpușile Barbie. Sperăm că v-a plăcut vouă, că v-a fost interesant. Dacă este așa, nu uitați să ne puneți nouă like, abonați-vă la canal Jasmina Show. Pe curând, pa, pa! Pa, pa, prieteni! Ne vedem în motorul filmuleț! Pa, pa! Și eu am rămas fără dulap. Vreau și eu dulap exact de acesta. E clar? Dar noi l-am cumpărat pe el. Și la depozit nu mai este. Comandați și mie, vă rog, unul. Bine, domnișoară. Chiar acum transmit să vă comande și dumneavoastră. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution.